Hei, salut și bine ați venit de la un nou de pe acest canal. Astăzi îi vom face la Lucky, Lucky, o mică băieță pentru că are 3 zile de când de când i-am făcut deparazitarea și va trebui să facem astăzi o băieță. Nu o să pot să țin telefonul când îi fac băieța, așa că o să revenim după ce facem baie, când o să-l pieptănăm și o să-l ștergem și așa mai departe. Gata, fraților, acum am trecut la procesul de pieptănare, îl pieptănă mama, pentru că ea își pieptene, hai să vă arăt și vouă, nu? Ia uitați-o, și pe mama, iar nu mi-am pus microfonul, dar nu mai contează, și uitați și pe dragul nostru, mm. da, chi acum îl pieptănă puțin mama, bine, pieptă, nu nu-i da la mustăți, că are simțurile acolo. Mm. A, tocmai ce-am vărsat și apa lui un pic pe jos, că am călcat în ea, că a vrut să fugă, săracul, nu știu despre ce e treaba, nu știu dacă a fost vreodată spălat, însă eu i-am făcut băiți, am făcut tot ce știu eu, că e mai bine, mă că are ceva mă treață pe aici, ea de jos, dar acum o face, îl facem frumos și apoi nu să-l mai scot afară, o pune undeva la... 8 sau 9 seara, după o să-l scot afară, pentru că are pori deschiși și va trebui să ste. Caloriferul este destul de cald, oricum o să mai dau eu un grad o stat un pic să mai facă căldură. Cel puțin astăzi, că excepție, pentru că trebuie să fie la căldură, să nu-mi facă aprinderea la plămâni, că dacă mă duc cu el la doctorii deja. În 29 urmează să primesc și eu salariul, dar cel mai probabil în 30 sau nu știu, va trebui să mă programez să fac și vaccinul vreau să fac cel puțin primul vaccin anti uh, de -asta, jgodie, pentru că nu vreau să fac așa ceva. Și o să facem și carnețel și o să fie cățelul nostru. Am încercat să las și liber, adică i-am -am dat drumul la lesă, dar a fugit. Noroc că l-am prins că a fugit printre mașini, putea să fie cărcat de mașini, așa că nu o să-l mai las de lesă. Va trebui să facem și un mic haul Poate o să mergem undeva în marți cu prietenul meu o, o să mergem la un jumbo ca să pot să îi cumpăr o lesă, că la geam sunt mult mai ieftine, nu vreau să dau 50 de lei pe o lesă sau să fie în jur de 40, 30, 40 pe acolo, nu 50, nu 100, pentru că nu se știe cât, așa, nu știu ani care are și de a zic că trebuie să am grijă ce fac, pentru că până nu e vaccinat și nu aflu Ani, nu se pot face nimic. Probabil pe luni o să mă duc chiar cu el la veterinar ca să i aflu Ani, La fel am să sunt tot la Androved pentru că e mai aproape de casă și de a zic că este mult mai eficient. Uite-l, uite-l, ia-l afară, ia-l. E mătreață asta. Mă face și mătreață, va trebui să iau... O un șampon. Dar hai să vedem și efectele apei după ce, uh, după ce le-am spălat. Să vedem dacă se vede puricii. săracu. Ia uitați. 1 și trebuie să plimbă prin apă, vedeți? Uitați-l acolo. Uitați la el cum se plimbă prin apă. E 1, 2, și asta se vede mai bine. Și sunt mult mai mulți, sunt o grămadă care ar trebui să fie morți. Pentru că, da, mi-au făcut de parazitarea. Dar să vedem dacă el se mai scarpină, pentru că el uh, se cam scarpină. Și nu, nici de ce, dar în fine. Trebuie să-l pieptenăm. Ce mai la Ce mai ce frumos gelul, mă? Ce mai ce frumos gelul meu? Pace? Îți place, nu? Pa, ce l -a -o? cum să nu? Uite de ce frumos te-a făcut! Uite ce frumos ești! Așa e, că arată fain? Ia, uite ce faci, Lucky! Lucky! Ce faci, mă, și meu? Bă, deci, la... Halo, cum arăta? Când le-am luat de aici de la noi sincer, cum arată mult mai ok Și urmează să se fac mai multe tratamente Dar asta cum permite mie Bugetul Poate o să am și, și pe Cineva ca sponsor sau o să văd ceva Dar uh, Sunt foarte mândru de el Pentru că poate aici la ochi Iar uh, niște cearcăne Dar o uh, să le iau jos cu o hârtie pe -astea, Pentru că a plâns după mine Am fost și o să mănânc un pic și a început să plângă să dea cu gheruțele pe ușă, să. Nu. No. Trebuie, nu trebuie să-i dau atâta atenție, însă, spre a și știi, îți dai seama că el. Nu. No. Vezi că mări. Încet, că ne place. După ce e gata, făcut cu totul, în totalitate, o să-i dau și recompensa. Recompensa costă într-un. Haideți să vă arăt. Să prindem blitzul pentru că facem economie. Costă într-un bețigaj din asta, cum este aici înăuntru. Bine, i-am dat la început și nu vreau Am uitat să vă arăt ieri această lesă. Este o lesă foarte frumoasă și face lumini. Hai să vă arăt. Face lumini super frumoase și noaptea o să lumineze foarte frumos Chiar am vrut să iau asta și eu a fost undeva la 34 de lei asta, dar asta mi-a luat-o un uh, prietenul meu, care colaborez cu eu, cum va trebui să-i dau banii înapoi. Eu i-am luat uh, și acest uh, os, vi l-am arătat și în clipul precedent, ăsta să le pune acolo la o uh, olința lui unde are mâncare, la fărfuloară. Asta are gust de vanilie, parcă vine să-l ling eu înainte să-l el, să văd care e treaba. Și... Alte update-uri nu am deocamdată ce să vă arăt. Deci făcut și săculeții ăștia destul de măricei, dacă mă întrebați pe mine, și de ăștia care i luați cachița, cachița lui, sau caca la câini. Ia zic cachița, că la lință îi... No. Și astea toate. V-am arătat și această cutie, care îi dau, nu mai este chiar așa multă cărniță, dar abia aștept să scap de ea. Și apoi nu o să mai iau așa ceva care prea multă grăsime și gelatină de aia și mie nu-mi place așa ceva. și bine, lor le place, dar mi să i fac rău. Și pe lângă astea v-am arătat că trebuie să-i dau undeva la 415 până la, 400, până la 695 de grame. Aici în cântarul ăsta eu aici măsor și o să văd cât... O să fac, maxim până la 600 pot să-i dau sau maxim până la 200. Aici încă este nespăla bine cu lingurița aia, îi dau, ei personale pentru el. Și pe lângă mâncarea aia o să dau și niște bobițe din astea pentru că îi face bine și pe lângă bobițele astea îi dau și eu o recompensă, dar asta doar când ascultă ceea ce îi spun. Până atunci nu-i fac absolut nimic. Ah, și nu uitați că avem și pagina de Facebook și de Instagram. Vă rog să ne dați un follow. Acolo o să ne găsiți pe mine și pe noul membru al casei, Lucky. Acolo o să ne vedeți acolo cu poze. E fain când mergem în oraș. Când ne plimbăm, astăzi nu o să mai filmez, probabil, când îl scot afară, pentru că o să scot undeva la ora 9 afară sau poate nu o să-l mai scot deloc astăzi, dar pf, am toate șansele să-mi facă în casă. Dar mă mir pentru că azi dimineață, azi noapte, abia la 1, jumătate am reușit să adorm, și n-am avut o som pentru că nici n-a vrut să culce, schierlea într-una, m-am pus în pat, am început să plângă, am venit aici sus, am stat în pat, el a stat jos lângă mine și la un moment dat a adormit, i-am stins lumina, I-am aprins-o, pardon, la mai întâi am stins-o, apoi m-am ridicat din pat, am aprins lumina și am pus-o pe verde. Și becul care l-am luat, l-am luat din Germania. Becul acesta și are mai multe moduri de funcționare. <coughs> nu știu dacă, să, dacă reușesc să vă arăt. Hai să vedem. Deci are albul are roșu, verde, albastru, roșu. După a vine iarăși alb, dar i-am pus acest verde azi noapte și chiar bine a dormit după a dormi și până dimineața la șapte și ceva, nu mai am nicio treabă. Am mâncat ieri când am fost în Sibiu cu un prieten în al meu, o să vă las aici o poză, ceva cu noi. Am mâncat un covric și m-am stricat -o la stomac și eu trebuie să mai stau un pic, cam până la un opt am stat acasă, apoi după aia ne cu el afară, m-am dus până în parc cu el. Dar asta nu este tot, pentru că urmează să luc duc și în Sibiu, este, una, duce la este un parc din ăsta special pentru ei, să eu văd uite, dacă eu uh Să văd dacă este la Sibiu așa ceva și să-l lăsăm acolo să-i joace, lăsăm și libertate, nu-mi place să țin numai lesă și așa mai departe, vreau să aibă și el libertatea, nu vreau să creadă că e altceva sau că eu îl țin vor sau dar uh, s-a acomodat destul de bine. Deci, pur și simplu, când viu la poartă, efectiv, el intră direct înăuntru, nu mai pleacă în altă parte. Poți să-i las lesa jos, că el intră în curte și din curte intră în casă și aia. Aia, tu ești mai chiar de cum s-a pus. Să plictisesc oamenii de tine. uite ce fain s-a pus. Place, place -te -te, friezo, frocoșit, da, ce pleați, flocoșit. Da. O să schele iară, probabil, că nu o să plec jos, dar o să mai stau un pic aici după acel pieptănăm. Ne băgăm câte un cui, poate o să mai beau un pic de cafea, poate să văd ce mai fac, pentru că îi dau recompensa și mai târziu îi dau mâncare, că avea ce i am dat să mănânce. Nu va la 1, i-am dat să mănânce. Dacă îi dau, îi dau la 7 seara să mănânce, trebuie să fac să-l învăț cu program, pentru că altfel nu, nu se poate. Și la fel trebuie să-l învăț să stea și singur, pentru că dacă nu stă singur, o să-mi schele într-una și nu-mi nu, nu, nu doresc chestia asta.